Suntem în ziua alegerilor, 6 decembrie 2020, puține minute trecute peste ora 16 în momentul în care înregistrez acest clip. Ce se întâmplă astăzi în țară? Românii votează, votează și nu prea, așa cum ne așteptam, avem de-a face cu o prezență scăzută. La sfârșitul acestei zile am putea constata chiar că avem de-a face cu un record negativ de prezență la alegerile parlamentare, foarte puțini români care au ales să voteze vor fi destule momente după alegeri să analizăm care a fost principalul motiv, care a fost principalele motive pentru care oamenii au ales să nu vină și să voteze. Județe fruntanșe, ca de obicei, câteva județe din Oltenia, în restul țării, prezență scăzută, mai scăzută decât la alegerile locale cu siguranță, chiar mai scăzută decât la alegerile parlamentare din 2016 ne așteptam la acest lucru. Pe de o parte, oferta politică a fost de așa natură încât foarte mulți oameni nu s-au simțit atrași de ce au prezentat partidele și mai adăugăm și faptul că suntem în pandemie și că au fost oameni care efectiv s-au temut să meargă la vot astăzi. În acest moment avem și date exit poll. Sunt date exit poll neoficiale. Vreau să înțelegem asta sunt doar informative, nu vreau să dezinformez. Astea sunt datele pe care le avem. De la Radu Tudor avem aceste date. PSD 32%, PNL 29%, USR Plus 17% și Pro România 6%. Acestea ar fi singurele partide care ar urma să intre în Parlament în acest moment, ținând cont de scorul național pe care îl înregistrează. Asta e o sursă pe care o avem. Cea de-a doua sursă, adevărul.ro, PNL pe prima poziție cu 32%, PSD 29%, USR Plus 17%, Pro-România și AUR, AUR la egalitate 6%, UDMR 5%, iar PMP 3%. La ora 14 sunt date exit poll neoficiale pe surse valabile pentru ora 14, respectiv ora 15 pentru primele date pe care le-am prezentat. Acestea sunt datele pe care le avem în acest moment, date oficiale, exit poll, furnizate de institutele de sondare care participă la realizarea de exit poll-uri, vom avea la ora 21. Asta e ce știm în acest moment pe surse, surse care au prezentat aceste date pentru adevărul.ro, PNL 32%, cum am spus, și PSD 29%. Aici e bătălia pentru locul întâi. Mai jos, acolo, la pro-românia și aur, e bătălia pentru intrarea în Parlament. Vor atinge sau nu pragul de 5% aceste partide? Soarta PMP pare să fie una destul de clară. Dacă datele acestea sunt reale și dacă nu vor apărea surprize mari până spre ora 21, PMP nu va intra în Parlament. Iar asta, bănuiesc, se întâmplă pentru că foarte mulți dintre susținătorii PMP, susținătorii ai fostului președinte Traian Băsescu, au găsit o alternativă. Alternativa fiind aur. Din nou, nu e clar că aur va intra în viitorul parlament. Încă, încă, se votează. În acest moment mai sunt, în momentul în care înregistrez acest clip, mai sunt ore bune până la închiderea urnelor. Iar acestea sunt date exit poll neoficiale pe surse. De asta, e bine să le avem în față, să știm la ce ne putem aștepta, dar sunt doar atât, sunt niște date neoficiale venite pe surse citate de adevărul.ro. În aceste condiții ne putem aștepta în mod clar la o guvernare USR plus PNL. Nu știu cât de ușor le va fi să obțină votul în Parlament pentru Ludovic Orban pentru încă un mandat după aceste alegeri, în condițiile în care PMP nu va intra în viitorul Parlament. Vor negocia cu Aur, dacă Aur intră în viitorul Parlament. Vor fi zile și săptămâni interesante, săptămânile ce vor veni, dar, așa cum spuneam, încă nu avem datele oficiale. Probabil voi face un live stream aproape de ora 21 ca să vedem exact. Care va fi situația pe care o putem prezenta la sfârșitul zilei, iar chiar și acele date vor fi date de la ora 19, date Exit Poll. Ne vom uh, lămuri în zilele ce vor veni, când vor veni și date oficiale. Probabil spre luni dimineață vom ști care e, care e situația clară pe care o avem după această zi alegerilor. Zi cu prezență extrem, extrem. De scăzută. Asta trebuie să ne rămână în minte: faptul că am avut niște autorități care n-au fost capabile să organizeze votul prin corespondență nici pentru cei din străinătate. Am văzut acolo care a fost situația cu oamenii care au trimis buletinele de vot și n-au mai ajuns. N-au reușit să creeze condiții pentru votul prin corespondență în țară și, uite, de asta, în acest moment, avem această prezență scăzută. Cu această prezență scăzută, până la, în acest moment, ora 16 și 13 minute când registrez acest clip, avem o prezență mică, mică, mică de tot în toată țara. 23% este media națională. Cu această prezență, aceasta ar fi ordinea exit poll la ora 14%. Rămâne de văzut care va fi rezultatul final. Te invit să-mi fii alături aici. Poate facem un live stream înainte de ora 21, ca să vedem care sunt rezultatele acestei zile, care e rezultatul acestei campanii electorale atipice organizată pe timp de pandemie.